Mă, dar tu mai poți să bagi atâta în tine, mă, copile, dar tu mănânci de jumătate de oră și încă n-ai terminat. Mâncarea bună trebuie savurată, da? Lasă-mă. A, asta trebuie savurată, nu știu ce-ți fac, eu termin în 3 minute și mai și lași în farfurie. Lasă-mă că nu mă dau eu cu guacamole și de alea de praz, germeni de aia. Păi, dar totuși e seară, mă. Da, și mai am și o pizza, diavola. Sper să te usturi de nu mai poți dimineața asta, sper, dar uite-te la tine, mă, că tu parcă fix în ciudă-mi faci de bagi în tine în halul ăsta. Nu în ciudă, e chiar bun, ia și tu un cartof. Ce cartof? Tu chiar îți dorești să arunc cântarul ăla pe geam? Păi, eu trebuie să fiu slim. Dar e... Ai fost. Și trebuie să încap un costum de baie la vară. Atunci nu te vede nimeni. Dar ești imposibil, mă. Oh, uite că a venit nașul. Oh, să trăiască cel mai mare rapsod popular în viață. Hai, alo, nașule. Ce faceți finuților miei dragi? Vă rugați? Mă te rog de Diana să mă lase în pace. Iubiții mei, îi sfântul post al Crăciunului, să nu fim orgolioși, să nu ne certăm unii cu alții, să nu ne aruncăm vina unul pe celălalt. Post și el mănâncă o tonă de carne de la Delivery și place. Las că nu-i mai dau eu cărniță. Nici o cârnață. Păgânilor, măi păgânilor, voi sunteți în desfrâu, voi sunteți desfrânați, în desfrâu trăiți. Nu, să vă spunem cam o dată la lună. Au luat nebuna cătușe de alea colorate. Și nașa ce face? Nașita, dăm pace cu nașita, că doare capul și beteagă. Că trebuia să venim împreună și de-aia am vorbit cu Doru să mă aducă el aici cu mașina. Îmi bagi un burger atunci. Cum să pui o gura pe așa ceva? Să mă spurc și să stric sfântul post. Dar tu ții tot postul? Îl țiu. Îl țiu cum pot și vinerea țiu post negru. Și mă rog să știi și pentru dușmanii mei din mafia folclorului că smulți. Dumnezeu să-i îmblânzească. Tu le Doamne, dar ce bine arată. Nu, vrei? Nu, chei satană, chei satană. Hai că o zis Vlad că e bun, hai. Păcatul așa e, te atrage până în forme și până arome. Nu-i păcat, e mâncare. No, dacă insistați acum să gust și eu un tic, că așa e vorba, că no, când ești invitat musafir trebuie să mănânci ce ți se pune în față. E bun. Ioi. Tu l-ai, Doamne, așa de muncă, i-aș dedica o melodie. Burgerule, burgerule, tu ești cel mai bun din lume. Mai trebuie să lucrul la replica de final, dar e foarte bun. Ia și o felie de pizza. Da, pe ia și o felie de pizza, că știi cum e vorba. Dacă e să mă scurc, până la capăt. Hai, ia că ți-am luat și ție burger cu halumi. Că nu-i păcat ce intră în gură. Păcat-i ce iese. Păcat-i că iese prea repede ce intră, dacă știi cum zic. Păgânilor, le mâncăm pe toate și mâine la spovedit. Mergem, clar. Mergem la spovedit cu toții. La ce părinte? La un părinte care dezleagă păcatele, la Părintele Cristi. Să fiți numai pregătiți. Păi și Părintele Pavel? M-am certat cu acela că nu dezleagă bine. Sosulețul ăla e a tău? Poți să ai. Nu-i bun. Tu l-ai. Mai comandă un burger. Cu carne.